Bună ziua tuturor! În jumătate de oră, președintele Klaus Iohannis va ajunge aici la Palatul Itamaraty din capitala Brasilia, unde va fi primit de președintele Braziliei Lula da Silva. Așa cum spunea, este prima vizită a unui șef de stat român, a unui președinte român în Brazilia, din anul 2000, când a ajuns aici fostul președinte Emil Constantinescu, chiar la finalul mandatului său. De atunci, Brazilia a traversat mai multe crize sociale, politice și chiar economice. A rămas constantă totuși poziția sa în topul partenerilor comerciale ai României din America Latină și zona Caraibilor. Brazilia este în continuare primul partener comercial al României în această zonă. Aceasta este de altfel și una dintre mizele acestei vizite oficiale comunicate de administrația prezidențială. Ar mai fi de remarcat că ea vine într-un moment geopolitic foarte complicat, în care Brazilia, prin vocea președintelui Lula da Silva, care și-a preluat mandatul anul trecut, a ținut să se facă remarcată. Chiar săptămâna trecută, președintele Braziliei a făcut o vizită în China. Ieri, chiar aici, în acest palat Itamaraty, unde va fi prezent, unde va fi primit și președintele Klaus Iohannis, a fost ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, iar poziția Braziliei, aceea de a pleda pentru o încetare a războiului și de a acuza Statele Unite și Europa că încurajează războiul în Ucraina, a stârnit nedumerire și iritare în cancelariile occidentale, în primul rând în Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe spunea că prin această poziție, Brazilia se face practic ecoul propagandei ruse și chineze. Pe agenda discuțiilor de astăzi se va afla și situația de la granița României, de la granița Uniunii Europene, provocată de invazia rusă în Ucraina și, potrivit administrației prezidențiale, președintele Klaus Iohannis va face foarte clară evaluarea și experiența României de la începutul acestui conflict, făcând foarte clar poziția României, aceea că Rusia este un stat agresor, Ucraina este victima acestui război și întreaga comunitate democratică internațională trebuie să reacționeze ca atare, să impună sancțiuni pentru Rusia și să sprijine Ucraina până la finalul acestui război. Așa cum spunea Stella, din Brazilia, Brazilia este doar începutul unui turneu în America Latina lui Klaus Iohannis. De aici, șeful statului va merge în Chile și apoi în Argentina.